Lin. Din Miercuri, fracțiunea Partidului Socialiștilor. Solicită discuții în format larg privind referendumul de demisie. Noi chemăm absolut toate forțele politice care sunt interesate de acest proces și societatea civilă să ne așezăm la masă de dialog aici, în sala numărul 15, începând cu ora 12, ora mesii, ca să nu fie privat timpul de lucru sau să fie comod pentru cei care, într-adevăr, nu pot să vină la serviciu. Am zis că sunt două căi. Una pe calea semnăturilor, a doua pe calea decizii în Consiliul Municipal Chișinău. Îi așteptăm absolut pe toți care nu sunt indiferenți față de ceea ce se întâmplă în oraș. Trebuie să punem capăt acestor minciuni, acestui dezmăț împotriva orașului, corupții și multor altor. Asta este, în linii mari, ceea ce am vrut să vă spun. Nu vedem dreapta sau stânga, roșu sau albastru, deci toți trebuie să ne așezăm la masă și să scăpăm de această mizerie care neacă orașul în zi de zi. Noi suntem pentru ca aceste discuții să fie publice. Noi nu avem ce ascundem. Trebuie fiecare să vină cu argumentele respective, atât din punct de vedere juridic, cât ca și intenție. Noi pledăm pentru ca aceste discuții să fie deschise, sub camerele de luat vedere. Repet, nu avem ce ascunde și trebuie să facem front comun, pentru că ăștia au protecții în Parlament, la CNA, la Procuratură, în instanțele de judecată. Ei o să aibă grijă. Și nu l-ați văzut cum minte de rupe papucii.